Cum e viața după atâta timp după Ai Umor? Este chiar e foarte frumos. Bine, după Ai Umor, că până la urmă am fost aproape în fiecare sezon la ei și mă duc așa ca acasă și îmi place foarte mult. Și faptul că am descoperit treaba asta cu stand-up-ul, pentru mine chiar a fost un lucru minunat. Eu sunt actriță, făceam teatru. Și mi s-a întâmplat într-o zi să ajung pe scenă la un open mic și să zic, mamă, asta vreau să fac. Pur și simplu am simțit, asta mi se pare extraordinar, că n-a fost un vis, vai, să-mi fac eu stand-up. Și lucrurile au mers așa de la sine și mă simt super bine făcând asta. Și acum lucrez pe scenă la spectacole, mai mult pe improvizație, adică îmi place să fac crowd work, știi, să vorbesc cu oamenii și nu știu ce, îmi place mult, că descoper multe lucruri despre ei și mă apropii cumva de ei și vreau să văd la ce reacționează mai bine și ce le place. Că, ok, sigur, eu am materialul meu pregătit de acasă, glumele scrise, dar e mult mai frumos și pentru ei și pentru mine o provocare foarte mare să vorbesc cu ei și să fac glume în funcție de ce spun ei. Bun, dar vă sunt așa curioasă, dacă tu te duci acolo ca acasă, te-ai vedea prezentator, mă rog, jurat prezentator, jurat, bine, și prezentator dacă tu vrei. Da, mi-aș dori foarte mult să fiu jurat, ar fi, da, este un vis, adică îmi place foarte mult să fiu cât mai implicată în lumea asta și îmi doresc foarte tare să vadă și alte laturi pe care eu le am și să mă arăt altfel față de glumele pe care eu le fac. Și să particip și la alte emisiuni, uite, am jucat și în film și atunci îmi place lumea asta, îmi place mult. Dar știu că de când aveam 6 ani, mi-a spus mama și am zis, eu vreau să fiu ceva, să vină lumea cu flori la picioarele mele pe scenă, dai seama? Și am vrut să vorbesc și asta s-a întâmplat, vorbesc și tot vorbesc. Dar uite că tu ai prins Ai Umor cumva când era și Mihai. Ți se pare diferit acum că nu mai e Mihai, că a plecat de la Ai Umor? Da, cumva, adică parcă și-a pierdut un pic din farmec așa, pentru că a început emisiunea asta cu el și a crescut într-un fel cu el și interacțiunile pe care le avea el cu concurenții erau diferite și atunci, da, cred că... L-ai vrea înapoi ca telespectator vorbind acum și până la urmă și ca câștigător care se uită la emisiunea asta. Da, eu aș vrea, da, să nu se interpreteze. Nu, l-ai vrea înapoi în emisiune. În emisiune, nu, da. În sezonul în care am câștigat eu, el m-a pupat pe scenă, așa, și atunci oamenii chiar au crezut că e ceva între noi și că nu știu ce poveste de dragoste. Și omul chiar nu a avut nicio treabă cu mine, a fost doar un act artistic, așa cum a fost el, știi? Dar da, cred că ar fi super frumos să se întoarcă, da? Who knows? Nu m-a dus mintea până acolo. Ia uite ce subiect puteam să am, doamnelor și domnilor, să interpretăm că-l fi vrut. Deci nici nu m-am gândit că înapoi în viața personală nu m-a dus la asta. Da, se întâmplă de foarte multe ori și mă întreabă, uite, de exemplu, a dat un interviu și m-a întrebat acolo care-i bărbatul ideal pentru mine și am spus, eu să fie înalt, în fine, am glumit. Și mi-a scris un tip, zice, eu corespund descriere. Vrei să ne cunoaștem? Și zic, păi, eu glumesc, e ok. Viața mea personală încerc să o țin cât... Încă nu despre asta e vorba până la urmă.